Unele dintre cele mai de preț lucruri ieșite din mâinile harnice și îndemânatice ale femeilor satelor românești erau dantelele. Cu o tehnică pierdută undeva departe în adâncurile istoriei umanității, femeile, cu multă răbdare, îndemânare și simț artistic, au creat lucruri de o mare frumusețe. La Muzeul de Istorie Locală și Etnografie din Brad au fost expuse 10 de astfel de dantele, care vor putea fi admirate câteva luni de acum înainte. Muzeul Civilizației Dacice și Romane, sub egida Consiliului Județean Hunedoara, a organizat vernisajul expoziției Dantela, răbdare, îndemânare, rafinament, ce a avut loc la Muzeul de Istorie Locală și Etnografie Brad. Unele dintre cele mai frumoase și mai delicate dantele au fost expuse aici, putând fi admirate în perioada următoare, fiind un omagiu adus bunicilor și străbunicilor noastre. În serile lungi de iarnă, pe lângă faptul că torceau, țeseau, se ocupau și cu confecționarea dantelei. Nu au avut niciodată bijuterii scumpe cu care să se împodobească, dar dantela a fost întotdeauna cea care le-a înfrumusețat. Astfel, dantelele erau nelipsite, de la ștergarele cu care își împodobeau casa, la fețele de perină, la cearșafuri, măsărițe sau fețele de masă și mai ales, așa cum spuneam, la piesele de îmbrăcăminte. Din mâinile lor, bătătorite de munca grea, crăpate de ger și intemperii sau ivit albe și delicate precum o spumă fină, dantele de toate felurile și mărimile, cu un decor de o varietate inepuizabilă. Astăzi, toate aceste obiecte de mici dimensiuni, care înmagazinează multă muncă, răbdare și, de ce nu, simț artistic, pare că sunt definitiv aruncate la lada de gunoi a istoriei. Din păcate, dantela este total abandonată. Prin expoziția de față am vrut să o pun în valoare, să o readuc în atenția celor din jurul nostru. Și totuși, ele, micile împletituri din fire albe, ne leagă strâns de mamele, bunicile și străbunicile noastre, având alături de valoarea lor decorativă, utilitară și artistică, o valoare sentimentală deloc de neglijat. Mare parte din exponatele ce pot fi admirate aici provin din donații făcute de femei din zona Bradului. Expoziția va putea fi admirată până în luna martie a anului viitor.